Zi de sărbătoare pentru radio. Astăzi este aniversat unul dintre cei mai importanți vectori de informație și cultură. Ziua Mondială a Radioului a fost stabilită de către UNESCO să se sărbătorească în fiecare an pe data de 13 februarie. Deși a fost instituită în urmă cu 3 ani, mulți jurgiuveni nu au conștiință despre acest eveniment. Oamenii recunosc că de mai bine de 10 ani televizorul a devenit principala sursă de informare în ceea ce privește media. Știți ce se sărbătorește astăzi? 13 februarie, Ziua Internațională a Radioului. Când vrei să te informezi, ce preferi, televizorul sau radioul? Televizorul. Nu. Este Ziua Internațională a Radioului. Când vrei să vă informați, ce preferați, radioul sau televiziunea? Televiziunea. Astăzi fiind 13, mâine știu ce să sărbătorești, astăzi nu știu. Chiar dacă numărul celor ce ascultă radio a scăzut semnificativ în ultimii ani, cei ce practică această meserie spun că realizarea unei emisiuni de radio a devenit o pasiune și se simt în fața microfonului ca la ei acasă. Ce spunem, ce implică această meserie? Păi cred că ai răspuns singură, implică multă pasiune, implică o aplicare specială asupra informației și totodată informația în sine e una însuflețită. Radioul e un mijloc de comunicare cu totul altul în comparație cu televizorul, cu televiziunea. Informația aici se îmbină cu muzica, cu hiturile actuale, cu melodiile, vârfurile ale anilor trecuți, unde ascultătorul de radio, de acasă, din fața calculatorului, decide dacă suntem plăcuți și suntem de luat în seamă prin muzica pe care o difuzăm, dar și informațiile la zi. Spune-mi de cât timp faci această meserie? În acest an, pe 8 martie, se împlinesc 2 ani. Îmi place foarte mult și astăzi e Ziua Internațională a Radioului. Vreau să spun că radioul înseamnă mult, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele trecute și, sigur, și pentru cele viitoare. Este foarte ușor să asculți radioul și să fii un om informat, pentru că un om informat este un om sigur pe el. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine această meserie? Iubesc foarte mult această muncă, îmi place, nu știu cu cât profesionalism o fac, asta o pot spune ascultătorii, însă atunci când sunt la microfon simt nevoia să le spun ascultătorilor și prietenilor noștri, cei care ascultă Radio Giurgiu, absolut tot ceea ce am văzut într-o zi, ceea ce mi s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă în viața politică, administrativă, socială, culturală și așa mai departe. În orașul Giurgiu există 2 posturi de radio, însă doar unul local, așa că am ținut să vă arătăm o parte din ce implică munca de radio practicată de giurgiuvenii care intră în fiecare zi în casele dumneavoastră prin intermediul internetului. I just wanna feel this moment, să simțim acest moment aniversar și important în acest univers incredibil al radioului. Data de 13 februarie corespunde din anul 2011 ca zi importantă pentru acest mijloc de comunicare. Radioul, el este unul însuflețit și cu adevărat special. Muzica, dar și informațiile se succed într-un fel anume și merită să sărbătorim acest eveniment cum se cuvine, cu muzică adevărată și muzică pentru sufletul nostru. În România, primele emisiuni de radio au avut loc la 1 noiembrie 1928, dată la care lua naștere Societatea Română de Radiodifuziune de astăzi.